Ca date mai nespecifice, mai neobișnuite, practic, nu le regăsim mereu în fișele tehnice ale autovehiculelor normale. Aici putem vedea că avem o putere specifică de 125 de cai pe litru, un cuplu de 170 de newton pe litru și un raport greutate-putere de 5,4 față de motorul de pe vechiul Megane RS. Avem îmbunătățiri semnificative, în sensul că mai bine de 25% din componente sunt noi în raport cu versiunea de 230 de cai de pe Megane F1 R26. Turbina este mai evoluată în așa fel încât să îmbunătățească răspunsul la turații joase și practic avem 80% din cuplul maxim disponibile de la 1900 de rotații pe minut. Iar la detalii interesante aș putea să menționez supapele răcite cu sodiu. În ceea ce privește cutia de viteze cu 6 rapoarte, o versiune a ei este montată și pe Megane TCE de 180 de cai. Însă în cazul acestui model RS, cutia are rapoartele ceva mai lungi și o precizie mai bună la schimbare, în așa fel încât se obțin rezultate foarte bune de accelerare și 1000 de metri cu start de pe loc în sub 26 de secunde. La motor e înghesuială mare, cel puțin la prima vedere. Scutul termic e un indicator că acolo este turbina, undeva în spatele motorului. Observăm conducte de dimensiuni mari, inclusiv din oțel. Parte din ele duc la intercooler, filtrul de aer aici, acumulatorul, zonă electrică, siguranțe pentru motor, priză de aer proaspăt care am văzut și la Fluence un sistem asemănător. Probabil că duce aerul proaspăt direct în cutia filtrului de aer. Capacul vopsit argintiu al motorului, nu mă dau în vânt după el, însă odată ce ai mers cu mașina, îl respecti oricum, chiar dacă nu-ți place griul ăsta. Aceleași considerații ca și la alte modele Renault pot să le fac aici. Ferească Dumnezeu să ți s-ardă un bec. E nevoie de operațiuni ample ca să poți să schimbi un bec, gen demontarea farului sau dai roata jos de pe partea respectivă și cu masca și intri pe dedesubt. E o discuție întreagă ca să schimbi un bec la un astfel de vehicul. Sigur că nici becurile nu se mai ard ca altă dată, dar totuși nu vrei să ți se întâmple, mai ales la un drum lung, să stai cu nervii și cu probleme că nu poți să schimbi un bec decât la servis. Sau sigur, dacă ai îndemânarea necesară, o poți face și la fața locului, dar vă spun că nu este ușor. În rest, insonorizare la nivelul capotei, o clapetă de blocare și de deblocare în același timp, de dimensiuni destul de mari. Acum insonorizarea nu știu cât de mare este rolul ei, pentru că motorul oricum se aude destul de pregnant. Mă gândesc că la o mașină atât de sportivă putea să și lipsească bucata asta de pâzlă de pe capotă, dar nu e o problemă. Îmi place faptul că avem un telescop de ridicare automată a capotei. E o chestie de stil până la urmă, nu să stai cu bățul să-l iei, să cauți unde să-l fixezi. E chiar o chestie de stil la o astfel de mașină. Zonele accesibile utilizatorului de rând sunt marcate cu galben, lichid pentru spălat parbrizul și farurile, ulei, jojă de ulei și cam atât ar fi de semnalat. Ștergătoarele sunt tipul clasic, bine cunoscut la Renault.
Vedem și două grile de admisie a aerului pentru sistemul de climatizare. Și cam astea ar fi elementele principale ale grupului motopropulsor. O să profit de faptul că avem capota ridicată ca să vă mai arăt și să vă mai spun o scurtă poveste despre suspensia față. La partea de suspensie avem un sistem mai complex care se cheamă RS Performance Hub. A apărut odată cu lansarea din 2004 a modelului Megane Renault Sport. Și practic este vorba de o suspensie ceva mai ușoară decât o suspensie obișnuită. Pivotul, port pivotul și brațul inferior al roții sunt făcute din aluminiu. Sunt și anumite elemente simplificate tocmai pentru reducerea greutății. Dar cel puțin la puntea față, altul este factorul interesant, și anume față de un sistem McPherson clasic, unde amortizorul este cumva combinat cu direcția. În cazul de față avem un sistem pseudo McPherson, o așa zisă axă direcțională independentă, unde practic caseta de direcție și zona de direcție care comandă roțile față a fost separată complet de amortizoare, în așa fel încât să se depășească unele probleme foarte complexe generate de puteri foarte mari, cum este cazul acum, 250 de cai, pe trenul față. Problemele sunt bine cunoscute, respectiv în momentul în care accelerezi foarte puternic, roțile din față tind să nu-și mai păstreze alinierea corectă, atât din cauza puterii foarte mari care acționează asupra lor, dar și datorită faptului că într-un sistem McPherson ești în combinație cu amortizorul și practic există o slăbiciune în acea zonă. La Megane RS nu mai există problema. Mai exact, geometria suspensiei față este mult mai puțin senzitivă la forțele și cuplul aplicate roților, mai ales în accelerările foarte puternice și sub frânări de asemenea extreme. Bineînțeles că detaliile tehnice sunt foarte complexe și e greu să le explic în câteva cuvinte. Cine este interesat poate să caute broșurile tehnice cu Megane RS și să afle toate amănuntele. Însă important este că, deși aparent un Megane Coupe, eu știu, TCE 180 de cai poate să semene foarte mult cu acest Megane RS, diferențele sunt foarte mari între ele, inclusiv la această parte de suspensie, pentru că la un Megane Coupe obișnuit avem o suspensie McPherson clasică, bineînțeles cu tuningul de rigoare făcut de Renault, pe când la Megane RS avem un pseudo McPherson, practic aranjat special pentru puterea mare a motorului. Deci diferențe constructive foarte evidente. Chiar dacă unele piese sau zone pot părea similare, totuși constructiv sunt soluții complet diferite. Nu cred că e cazul să vă spun multe despre scaunele Recaro, scaune tip scoică. Sunt aproape ca niște scaune de curse, cu diferența că ai și reglaje al spătarului, adică e o dotare minimă de confort până la urmă. Mult mai ușoare decât cele standard, oferă reglaj pe înălțime și, așa cum spuneam, din rotița asta le poți regla și spătarul. Deși în mod obișnuit oricine
vrea să conducă sport, va trebui să aibă spătarul foarte apropiat de verticală. De aici ridicăm pe înălțime, se ridică greu, deci trebuie să ai forță în degete. Forța la manetă trebuie să fie mare. Poziția minimă. În față există o bară de care apucăm și putem glisa scaunul pe o distanță destul de mare. Îți poți găsi ușor poziția în Renault Megane RS. Ce nu-mi place, bineînțeles, la orice cupe, trebuie să te întorci mult pentru centură. Centura în partea de jos glisează pe o șină. Nu cred că era așa o mare inginerie să-i fi făcut o piesă din aia. V-am mai arătat eu la niște modele cupe, o piesă simplă de plastic pe scaun aici, care să țină centura la îndemână. E până la urmă o chestie de confort minim, chiar și la o mașină sport. Remarcați cât de mică este fața de ușă, sau ușa cu totul, portiera. Enormă, deci trebuie niște locuri de parcare extended space pentru un Megane RS. Când deschizi o ușă din asta, ai ocupat 1,5 metri de stradă. Difuzor al sistemului audio, blocul de comandă al geamurilor electrice și al oglinzilor retrovizoare. Avem și funcție de pliere. În rest, chestii comune cu Megane Coupe, adică materiale similare, singura diferențiere, cusătura aceasta galbenă pe care o vom regăsi în foarte multe locuri din interior, inclusiv pe volanul sport. Reglajele volanului. Mediu spre mare în adâncime și mediu în înălțime. Pedalierul, loc pentru piciorul stâng. Deși aparent seamănă cu cel de la Fluence, totuși la Megane Sport nu am avut problema aia de agățarea piciorului stâng la momentul călcării ambreiajului. Clapeta din care deschidem capota motorului. Zonă de siguranță, de rezervă și acces la sistemele mașinii. De aici reglăm intensitatea luminii din bord și, foarte important, SP-ul cu 3 trepte se activează din acest buton. O să vă spun repede și cum. La o apăsare, el este implicit în poziția SP normal. La o apăsare scurtă intrăm în SP Sport și dacă ținem apăsat mai mult timp, o să avem SP Off. Bloc de lumini cu comandă auto. Volanul îmbrăcat în piele cu sud coață galbenă, la fel ca și restul interiorului. E un volan ok, sportiv, sigur mi-ar fi plăcut totuși să fie un pic mai altfel. Adică sunt prea multe elemente comune cu modelele de serie. Și sigur că nu e rău nici acest lucru, însă uneori deranjează. De exemplu, o să vedem și schimbătorul de viteze este, în afară de faptul că e cu sud coață galbenă, este absolut similar cu cele de pe alte modele Renault, ca să nu zic Dacia. În rest, probabil că observați în spatele volanului acel turometru galben, care este chintesența acestui model Megane RS. Așadar, SRP, airbag, claxonul destul de puternic, comenzi pentru cruise control,
Butonul de activare, dezactivare, cruise control și limitator de viteză e undeva pe consola centrală, în zona inferioară. Și în spatele volanului avem și acel satelit de comandă. Nu se vede foarte bine acum, o să vi-l prezint separat, pentru că din el comandăm atât sistemul audio, telefonul mobil, dar și RS Monitor, care este un sistem cu care nu foarte multe vehicule se pot lăuda. Pentru accesul la locurile din spate, avem o clapetă, se vede aici. În momentul în care o tragem, putem să facem chestiunea asta și eliberăm loc suficient pentru accesul la locurile din spate. Odată instalat pe locurile din spate, observăm că se stă destul de bine. Sigur, dacă ai o înălțime mai mare de 1,80, o să dai cu capul în tavan, e firesc și e un fapt acceptat la un astfel de model coupé. Avem 3 locuri, sistem ISOFIX pentru prindere scaun de copii, centurile de siguranță au culoarea galbenă, tetiere pliabile, cârlige de agățare și pe stânga și pe dreapta, plafonul are culoarea neagră, în spate o plafonieră cu spoturi de citit și o funcție pentru pornit atunci când este ușa deschisă. Mai multe difuzoare pe laterale, nu avem niciun fel de spațiu de pahare sau e o mașină sport. Găsim doar niște buzunare foarte mici. Un compartiment de depozitare în zona cotierei spate e destul de mare și sigur merită văzut spatele scaunelor Recaro, îmbrăcat complet în plastic. Sunt niște scaune mult mai ușoare decât unele obișnuite. Și care oferă un sprijin lateral foarte bun. Așa cum se observă, nu sunt diferențe foarte mari față de un Megane obișnuit la interior. Tocmai asta e unul din lucrurile foarte puține care mă deranjează la Megane RS. Cu excepția scaunelor Recaro, a turometrului galben și a volanului cu cusătură, în rest cam toate sunt asemănătoare cu un Megane și poate mi-ar fi plăcut mai mult personalizare a interiorului. Sigur că avem și această bandă cu Renault Sport și care cred că imită fibra de carbon, nu cred că este fibra de carbon autentică, dar nu sunt sigur pe informația asta. În rest e clar, nu cred că trebuie să ne abatem foarte mult asupra interiorului, pentru că e bine cunoscut, e practic noul Megane. Ce aș adăuga? Faptul că la Megane Sport, dacă optezi pentru sistem de navigație, nu mai poți opta pentru RS Monitor. Deci fie RS Monitor, fie sistem de navigație. În cazul de față, evident, neavând ecran de navigație, avem RS Monitor, lucru care de altfel este foarte interesant.